Dumnezeu clăroțile la mașină, Dumnezeu. Nu aveți voie să dați cu spuita la Chimbogin decât în cazul în care o pune rezistență. Pentru ce sunteți? De ce ați dat un spray la Chimbogin? Nici așa să ne batem joc. Nu aveți voie să folosiți spray la Chimbogin decât în caz de autoapărare, domnule. Să știți. Membrii partidului Mișcarea Populară împărțeau pliante în Baia de Aram în momentul în care au fost atenționați că au parcat în loc nepermis. Spun că au mutat mașina și și-au văzut de treabă. 3 ore mai târziu au fost opriți la ieșirea din localitate de același agent de poliție care le-a cerut să coboare din autoturism. La refuzul acestora s-a petrecut întreaga scenă surprinsă cu telefonul mobil. Un polițist dă cu spray lacrimogen însuflant nervos că nu ies oamenii, iar colegii îl ajută, desumflă roțile mașinii. În județul Mehedinți, la Baia de Aramă au fost agresați membrii Partidului Mișcarea Populară, care în mod civilizat și cât se poate de deschis promovau oferta noastră electorală și au fost agresați de către poliția locală. Un tânăr deja se află în salvare, în drum spre Drobeta, Turnu Severin. De altfel, liderii PMP acuză că mai mulți primari interzic campania Elenei Udrea. La Drobeta, Turnu Severin, toate meșurile și bannerele Partidului Mișcarea Populară au fost îndepărtate de pe stâlpi. Ce este surprinzător, motivul pentru care administrația locală din județul lui Duicu susține că au dispărut bannerele și meșurile acele, acuză vremea rea. Culmea este că vântul ține doar cu USL-ul, cu PSD și PNL. Un alt incident în comuna Călugăreni, județul Giurgiu. Primarul zelos al PSD, aflând că trece Victor Ponta prin zonă, rupe toate materialele electorale ale PMP, mai mult decât atât, a intimidat ieri echipa de afișaj a Partidului Mișcarea Populară. Eugen Tomac a anunțat că în cazul în care agresiunile vor continua, vor fi depuse plângeri penale împotriva edililor care fac abuz.